Bună seara, domnilor și domnilor, la Capital Special. În această seară am alături de mine pe deputatul Sorin Marica, membru al președinte, de fapt, sau copreședinte, nu mai știu cum o să ne explice dumnealui cum este acum la Pro-România Hunedoara. Bună seara, domnule deputat. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Sunt coordonator la Pro-România Hunedoara, unul dintre cei trei coordonatori pe lângă Emir Râșteiu și Dorin Gligor. Da, deci sunteți coordonator. Când o să faceți alegeri ca oameni așa, să fiți președinte, vicepreședinte? Cum se face? Anul după viitor, alegeri. În 2021, da, după alegerile parlamentare. Mai treacă un pic pandemia asta, sau? Da, spuneam bună seara telespectatorilor, dar din păcate nu e o seară, o zi prea fericită astăzi, după cum probabil ați văzut și dumneavoastră, grupul de comunicare strategică chiar a anunțat astăzi un record, aproape 7800 de infectări, cred că în jurul la 120 de decese, ceea ce mi se pare extraordinar de mult. Bine, acum e o discuție aici care nu are sfârșit de când a început pacosea asta, de când a căzut pacosea asta pe capul nostru, e o discuție fără sfârșit dacă mor de COVID sau mor cu COVID. Că până la urmă, nu știu ce să zic, mai mult decât atâta, în primele 8 luni de zile ale anului, da, deci de la 1 ianuarie până la 1 septembrie, numărul total de decese a scăzut cu 400 față de aceeași perioadă a anului trecut. Da, este adevărat. Deci, practic, la urmă, mor de COVID sau mor cu COVID? Am văzut și eu ceea ce spuneți dumneavoastră, dar totuși s-ar putea, de exemplu, am citit astăzi ce s-a întâmplat în weekend în Slovacia. Au fost testați cu ajutorul armatei peste 3 milioane, aproape 4 milioane de slovaci în 48 de ore. Eu cred și noi mereu, Partidul Pro-România și domnul președinte Victor Ponta a spus că una dintre măsurile bune care ar trebui ar fi această testare în masă a populației din România. Din păcate, guvernul Orban mereu spune că e o prostie așa ceva. Și iată că se pare că în Slovacia, dacă ei au putut să facă acest lucru, eu cred că și noi suntem în stare ca să testăm cât mai mult populația în următoarele zile. Dar, din păcate, se pare că guvernul PNL n-are nicio treabă cu pandemia, n-are nicio treabă cu COVID-ul, vor alegeri, nicio treabă vor alegeri, indiferent. Cu ATI-ul. Ei o țin pe-a lor langa, sondaje și alegeri în 6 decembrie. Care se vor ține? Astăzi, spre surprinderea mea, nu știu, bună, nebună, plăcută, neplăcută, nu s-a întrunit vorumul la Senat, așa că oricum Parlamentul nu va mai putea fixa data alegerilor, pentru că astăzi era stabilit în ședința de la ora 15, dar în Senat nu s-a întrunit vorumul, așa că dacă se vor amâna alegerile locale, doar guvernul mai poate face, sau eu știu, președintele Iohannis, dacă, bineînțeles, dispune acest mod spre guvern. Știu că președintele România, Victor Ponta, a făcut un comunicat de presă vis-a-vis de niște probleme pe care vă rog să le specificați. Da, chiar aș vrea și insist pe această temă. Astăzi vedeam că nou președinte ales al județului Caraș, domnul Dunca, care e președintele Consiliului Județean acum, am înțeles că vrea să restructureze și să dea afară peste câteva mii de oameni din aparatul Consiliului Județean și a celor care funcționează pe lângă Consiliul Județean deconcentrate. Aceeași chestie am văzut-o și la președintele de la Bihor, domnul Bolojan. Mai zilele trecute am văzut și alți primarii de municipii liberali. Se pare că probabil e o strategie sau eu știu un ordin de la guvernul Orban pentru a da afară oameni. Nu-i plâng de milă celor de la Tarom. Am văzut astăzi ministrul Bode că 600 de oameni vor fi dați afară de la Tarom.
Până la urmă sunt niște oameni care sunt dați afară. Nu e, sunt dați afară nu, nu și e tocmai asta e, nu e cea problema, că ce se întâmplă cu acest oameni? Se pare că nimeni nu o să ia undeva trebuie să meargă și să câștige un venit. Și tocmai pentru aceasta președintele Victor Ponta și Partidul Pro-România a venit cu un sprijin pentru anul 2021, doar pentru anul 2021, da? Este vorba de venitul minim de criză pentru persoane fizice, pentru persoanele fizice și sprijinul economic de criză pentru companii. Și dacă îmi permiteți, într-un minut o să dau citirea acestui comunicat de presă, da? Da. Președintele Pro-România, Victor Ponta, a prezentat duminică 1 noiembrie primele două măsuri din planul pentru ieșirea din criză. Cum vă spuneam, venitul minim de criză pentru persoane fizice și sprijinul economic de criză pentru companii. Așa, în mare, vă spun, oamenii cu venituri mici trebuie să știe că există programe coerente foarte clare, foarte simple, care să ajute să treacă peste anul 2021. Propunem asigurarea unui venit minim de criză care să asigure fiecărui român cel puțin 2000 de lei lunar și 1500 de lei per membru de familie. Acest venit minim se calculează ca diferențe dintre venitul realizat și venitul și nivelul garantat menționat și se acoperă în proporție de 50% prin bani și 50% prin tichete valorice. Iar cea de-a doua măsură prezentată este denumită sprijinul economic de criză și se adresează IMM-urilor, firmelor cu capital privat și capital românesc. Și aici vreau să vă spun că noi cei de la Pro-România, împreună cu președintele Victor Ponta, venim aici cu trei măsuri foarte concrete și foarte clare pe care orice întreprinzător din această țară le poate simți. În primul rând, și aici este vorba despre Horeca, după cum știți, sunt în pragul precării în șomaze aproape 500 de mii de oameni și pe lângă Horeca și producătorii din industria alimentară, ca cota de TVA să se reducă de la 9% la 5%. Știm bine că prin 2012 guvernul Ponta a mai făcut o reducere de TVA și a fost foarte bună la vremea respectivă. Deci este vorba de un sprijin concret. Acești 4% reprezintă de fapt nu doar niște bani, ci și un sprijin psihologic, dacă vreți, pentru sectoarele cele mai afectate de această criză. A doua facilitate este eliminarea pentru 2021 a impozitului pe profit specific, impozitul pentru micro-întreprinderi, taxele și impozitele datorate pentru activele corporale neutilizate din cauza restricțiilor și interdicțiilor administrative. Da? Și al treilea lucru, extrem de important, este să acoperim minim 50% pentru chiriile aflate în plată pe perioada nefuncționării din cauza restricțiilor. Deci, după cum știm, majoritatea sau multe dintre ele, inclusiv spații din Horeca, sunt multe restaurante sunt închiriate de la diversi, poate chiar și de la primării, de la administrații publice, sigur că da, și e normal ca să încaseze chiria, dar eu cred că ar trebui venit în am uitat să specific că toate aceste măsuri vor fi luate și sprijinite doar dacă patronii de Horeca, de IMM-uri își mențin pe perioada 2021 numărul de angajați. Deci pe perioada 2021, că este vorba doar de anul 2021, tot personalul care lucrează în Horeca, da, și la IMM-uri, la întreprinderi mici și mijlocii, să-și mențină angajații pentru toată perioada 2021 ca să poată beneficia de acest ajutor de 50% până la 2000 de lei sau 1500 de per persoană pentru anul 2021. Eu zic că suntem singurul partid care de fapt venim cu două măsuri concrete pentru anul 2021, pentru că vrem, nu vrem, anul 2021 chiar va fi un an destul de dificil, nu doar în România, părerea mea că în întreaga lume, și eu sunt convins că nu se va întâmpla nimic în 2021 cu creșterea pensiilor, cu creșterea alocațiilor pentru copii, cu mărirea salariilor la profesorii și cadrele medicale,
Pentru că dacă se întâmpla, trebuia să întâmple conform legii, să intre mărirea pensiilor de la 1 septembrie, alocațiile pentru copii de la 1 iunie, ceea ce nu s-a întâmplat. După cum știți, în 2019 bugetul nu s-a dezbătut în Parlament, a fost asumat prin răspundere. Ei mereu au spus că sunt prinși acești bani în buget pentru mărirea salariilor profesorilor și cadrelor medicale, cât și pentru alocațiile copiilor și creșterea salariilor, ceea ce nu s-a întâmplat și eu sunt convins că nu se va întâmpla nici în 2021, nu o să le mărească, pentru că eu sunt convins că ministrul Câțu le-a și promis celor de la care ia bani cu împrumut că nu va pune în practică această mărire de pensii și alocații pentru copii. Și singura măsură vine din partea, astăzi, la ora actuală, vine din partea Partidului Pro-România pentru acest venit minim de criză pentru persoane fizice de care vă vorbeam și sprijinul economic de criză pentru companii. Da, de unde până la urmă o să aveți sursa pentru finanțarea acestor proiecte? Pentru că, vedeți, toată lumea dă, să dăm, să facem, să mărim, să asigurăm, să rezolvăm, dar de unde e sursa de finanțare? Deci, ceea ce am spus eu acum și a prezentat Victor Ponta duminică, pe 1 noiembrie, este o măsură care s-a luat la nivel european, în Uniunea Europeană. Deci, în Spania deja se practică așa ceva. Sunt bani care se pot lua de la Uniunea Europeană. Toate țările au făcut și fac acest lucru, susțin acest lucru. Nu văd de ce nu s-ar putea întâmpla... Să se ia în urma unui proiect. Sigur că da. Nu văd de ce nu s-ar putea și pentru români și pentru România. O să se întoarcă mulți oameni, pentru că nici în vestul Europei situația nu este bună. La ora actuală nu se mai adună nici șparanghel, nu se mai adună nici căpșuni. Da? O să vină mulți înapoi în țară. Ce se întâmplă cu acest oameni? Vă spuneam acum la începutul emisiunii, da? Mii de oameni sunt dați afară din administrație de către cei care au câștigat consiliile județene liberale. Dar nu s-a spus ce se întâmplă cu acești oameni. Și banii oricum se găsesc, nu știe nimeni ce s-a întâmplat, nu știu, cred că undeva, cât am împrumutat în ultimele 9 luni? 14 miliarde de euro, 18 miliarde de euro, cât am împrumutat România în 20 de ani de zile? Eu cred că, cine mai știe, că se regăsesc pe undeva, sau mai sunt o parte din acești bani încât putem, ca pentru anul 2021, oricum, după 6 decembrie nu o să mai fie, 4 ani de zile nu o să mai fie alegeri în România. Important e ca capetele astea luminate din toate partidele doar să construiască în următorii 4 ani de zile. Nu o să mai fie, din punctul meu de vedere, niciun frecuș politic și eu cred că este timp, dar oamenii aceștia care rămân pe drumuri și au rămas destui, trebuie pentru 2021 să vadă cineva de ei și să le asigure un trai decent pentru a... Eu sunt convins că suntem în stare, dar nu cu guvernul Orban, ca să trecem și peste criza sanitară și peste criza economică și sper să, nu știu, sunt convins că indiferent cine va câștiga alegerile, premier tot de la PNL va fi. Sper să nu mai fie premierul Orban. Și eu cred că împreună cu toate forțele politice suntem în stare ca să depășim această criză pe sfârșitul lui 2021, începutul lui 2022. Dar până ajungem acolo, deci pentru 2021 cineva trebuie să vadă de oamenii acestei țări, să treacă cu greu. Am văzut astăzi sau ieri, am citit că ei zic mereu că nu o să fie taxe, nu o să fie impozite mai mari, dar ANRE-ul, Agenția Națională de Reglementare în Energie, deja am văzut că începând cu 1 decembrie o să crească prețul la energie. Deci chiar va fi o problemă pentru... Bine, prețul la energie depinde și de alt factor, nu neapărat de factorul politic. Da, dar nu neapărat de factorul politic, sigur, dar se întâmplă această măsură va crește prețul. Se pare că așa din la surse, pe surse, știți cum se zice, pe surse, se pare că va crește TVA-ul,
Se pare că va crește, păi, vor crește tocmai accizele pe carburanți. După 6 decembrie nu le spune nimeni ce se întâmplă. De cam fapt. Astea, cam astea, cu benzina, asta cu benzina, va, cu asta TVA-ul, se va întâmpla. Ieri chiar zicea premierul într-o discuție, nu știu pe unde, că nu exclude să apară și fondul monetar în România. Și știți care sunt condițiile fondului monetar? Bine, condiții de austeritate, să dea lumea afară, să crească taxele, să ceva în genul ăsta, nu? Normal, impozite, tăieri de salarii, tăieri de pensii salarii, și tăieri. Tocmai pentru acest lucru, noi am și spus că fără nicio pretenție, cine ia aceste două măsuri, venitul minim de criză pentru persoane fizice și sprijinul economic de criză pentru companii, vom vota fără nici o altă pretenție un guvern care asigură aceste două măsuri pentru anul 2021. Bine, măsurile sunt populația. Minime, nu sunt greu de realizat. Păi nu sunt greu, tocmai nu sunt greu de realizat. Că poate ar trebui să și explicăm un pic, că poate cineva crede că 2000 de lei, dar nu știu, vă dau un exemplu. X din Petroșan care lucrează, da, și are un venit de 1500 de lei. Deci diferența, 250 de lei va fi în bani, adică 1750 și încă de 250 de lei tichete de masă pe care poate să le... Că de fapt trebuie, nu? Este o criză până una alta și o criză de consum. Deci trebuie să eu am spus săptămâna trecută tot la un post de televiziune în Valea Jiului, mă întorc din nou la pandemie, la COVID-ul acesta nenorocit care există și trebuie să ne ferim de el pentru că e foarte periculos. S-au mulțit numărul, am spus-o, din cauza transportului în comun. În septembrie eu chiar am ajuns până pe litoralul românesc, încă era foarte multă lume care lucra în Horeca și probabil prin stațiuni. Numărul acesta mare de cazuri, sunt convins că, și a spus-o și ieri, cred că profesorul Rafila, din mijloacele de transport în comun. Ați văzut că dintr-o dată a explodat la Brașov, a explodat la Cluj, dacă îl ziceau la Boc primarul, care e un primar bun, nu contest lucrul acesta, că ce s-a întâmplat acolo. Deci vreau să vă spun că foarte multă lume a rămas fără servicii începând cu 1 octombrie, pe lângă alegerile locale, nu mai revin la alegerile locale din 27, da, unde s-au lovit mii de oameni, dar se pare că și am spus-o eu și mi s-a confirmat ieri prin oamenii rămânând fără servicii, fără venituri, au început să lucreze cu, nu cu ziua, cu ora. Se duc la tot felul de depozite ca să câștige un ban, pentru că nu mai există nici ajutorul, era ajutorul ăla de 75%, da, până în perioada de urgență și până pe la 1 septembrie, mi se pare, da? Nu se mai dă. Eu îi înțeleg și pe patronii ăștia din Horeca, de unde să mai susțină oamenii care muncesc acolo. Și atunci, sigur că da, probabil că astăzi mai lucrează în ture, se mai duc să lucreze pe la diferite depozite. Și dumneavoastră, în București, cred că se perindă zilnic 3-4 milioane de oameni, da? Dintr-un capăt al altul. Tot ce e în jurul Bucureștiului este zilnic. Majoritatea, acolo e o forfotă, e o industrie. E o industrie puternică, da? În zonă. Normal. Și atunci oamenii n-au încotro pentru a susține familia, încearcă să facă orice pentru a câștiga un ban. Bun. Haideți să revenim un pic la oile noastre și să plecăm cu oile de la alegerile locale. La alegerile locale ați avut un scor de excepție, ați realizat un lucru. Da, am avut un lucru de excepție pentru am Partidul avut un rezultat. Mai ales că au fost zone în țară unde Pro-România a fost aproape inexistent, dacă. Da, este adevărat. Am avut un rezultat foarte bun, sigur că noi am fi vrut să-l avem și mai bun, dar oricum ne-am clasat pe podium, e adevărat, la diferență destul de mare de Partidul Social Democrat, dar dacă mă duc acum doar spre consilierii județeni, spre votul ați politic pe locul, pe, 3, parcă, nu? Pe locul 3 și avem 4 consilieri județeni față de Partidul Național Liberal, care cred că are 7 consilieri județeni. Deci a fost un scor bun. Avem în jur de 60 de
consilieri locali, da? Municipali, orășenești, comunali. La primar, la Mustață, în câteva am locuri. Am pierdut exact în câteva locuri la Mustață, așa, și avem primar de municipiu și un primar de comună. Eu cred că vă mai spuneam și dumneavoastră în emisiunile trecute că mă așteptam undeva la vreo 6-7 primari, da? Încă 2 de orașe și mai vreo 4-5 de. Dar, cum spune și dumneavoastră, s-a pierdut la Mustață. Sperăm ca la alegerile parlamentare să avem un scor și mai bun. Și ca clasare pe județ, ca și clasare pe județ, pe țară. Deci pe țară am fost în primele 5. În primele 5 județe. Cred că ca și număr, nu mai știu, undeva am fost pe locul 3 și undeva pe locul 5. La votul politic a fost cred pe locul 5 și la votul... Așa, ceva de genul. Mă rog. În orice caz am avut un scor, un scor de excepție. Bun. S-a și muncit. S-a și muncit, sigur. Asta vreau să spun, că s-a muncit. A fost o reflexie și am muncit depuse. S-a muncit. S-a muncit în campania locală, peste tot. De asta vă spun că de la comune, sate până la... Că televiziunea Capital TV este televiziune națională, se recepționează în toată România, pe toate firmele de cablu și am participat la campanie și în alte zone ale țării, unde am avut tot așa pro-România ca și participanți la discuțiile electorale. Și mă uitam la ceilalți care nu au fost așa de implicați, că mai bine au și eu avut scoruri modeste. Au fost, da, în zone. V-ați implicat. Din păcate și nu, chiar și pe București, președintele Victor Ponta de fiecare dată și-a asumat. Pe București cam slăbuți. Foarte slab, da. Și-a asumat președintele. Eu sunt convins că acum pe București o să avem un scor foarte bun la alegerile parlamentare. De asta îl apreciez eu foarte mult pe Victor Ponta și îmi place de dumnealui, pentru că orice greșeală și-o asumă. Mai rar ca un om politic să-și asume o greșeală. Inclusiv atunci când a fost premier, mereu spune, am greșit, recunosc, sper să nu se mai întâmple. Inclusiv cu demisia din partid la vremea respectivă. Dar mă rog, astea sunt alte... Bun... Dacă tot vorbim de alegerile locale, Pro-România putea să scoată mult mai mult. Nu știu, aici dumneavoastră v-ați depășit cumva condiția de partid micuț. Deja v-ați clasat pe locul 3 pe județ, nu? Da. Și eu mă așteptam să fi avut rezultate mult mai bune pe municipiul Deva, de exemplu, pe municipiul Hunedoara. Mă așteptam să fi avut pe Valea Murușului scoruri mai bune, la Gioagiu, la Brad. Se pare că, nu știu, s-a întâmplat ceva acolo. Candidații probabil că n-au fost destul de motivați, cu toate că părerea mea că au fost... oameni cunoscuți în comunitățile lor, dar nu știu, nu prea au tras cum ar fi trebuit. Așa, dacă mă duc încoace înspre de la Călan, Hațeg, comunele din jurul Hațegului, Balea Jiului, unde am avut rezultate foarte bune, mă așteptam că măcar la jumate ale rezultatelor care le-am luat din Balea Jiului până în țara Hațegului să le fi luat și pe partea cealaltă, da, Orăștie, Gioagiu, Brad, Hunedoara, Deva, aproape că eram în coasta PNL-ului, dacă și acolo aveam ceva rezultate. Am fost atent așa la mișcările din mass media în perioada electorală din alegerile locale și am văzut că a fost o campanie de presă puternic împotriva președintelui dumneavoastră Victor Ponta. A apărut tot felul de dezvăluiri, așa zise, dezvăluiri sau, mă rog, niște lucruri care îl denigrau pe... Da, eu sincer vă spun, chiar nu urmăresc. Și de asta partidul în perioada aceea, eu l-am simțit, partidul Pro-România, care era un ușor declin. Dumneavoastră aici în Hunedoara ați luptat împotriva curentului un pic și ați crescut împotriva curentului. De asta zic că eforturile cu atât mai
mai de lăudat pentru că Da, așa, aveți dreptate, pentru că este adevărat. ați vâslit împotriva curentului un pic. Exact. Și cred că în Transilvania, cred că am, adică nu cred, sigur, am fost pe locul întâi în Transilvania. Eu sper, v-am spus, să menținem cel puțin De acest asta rezultat, dacă nu spun, acum cred că Victor Ponta a să-l simțit și dublăm. el, dacă facem o analiză un pic asupra celor întâmplate și asupra situației generale, mă rog, și vis-a-vis de pandemie, dar și vis-a-vis de Partidul Pro-România, care urmează să participe acum, nu din nou, la alte alegeri, unde trebuie altă campanie și altă strategie și altfel un pic gândită situația, dar în sensul ăsta, cred că Victor Ponta a simțit că partidul se întâmplă ceva cu partidul și de asta a și marșat pe fuziunea cu Alde. Da. Mă rog, Alde care are și el acolo un 2%, un 2,5%, mă rog, cât are Sigur, și și oamenii să. trebuie să înțeleagă, simpatizanții ALDE trebuie să înțeleagă că acum cei din ALDE fac parte din Pro-România și este și un mesaj pe care o să-l spunem, cel puțin eu o să-l transmit de fiecare dată, ca simpatizanții ALDE, membrii ALDE care nu știu acest lucru, să știe că în 6 chiar avem această fuziune, duminica viitoare, în 6, da? În 8, pardon. În 8 noiembrie avem Bine, acest. candidații din partea ALDE s-au înscris în România ca să poată să-și depună Sigur, candidatura. dar v-am spus, avem și congresul online în 8, duminică în 8 noiembrie. Și eu, părerea mea că la nivel național va fi un plus pentru Pro-România și la alegerile din 6 decembrie o să avem un rezultat foarte mult mai bun decât la ultimele alegeri. Da, acum la această oră președintele Klaus Iohannis ține o conferință de presă în care afirmă că nu crede în testarea în masă făcută în Slovacia, dar se așteaptă rezultatele. Putem să ne facem și noi o impresie, susține președintele. Președintele mai mult spune că Slovacia este singura țară care și-a propus să facă acest lucru. Premierul chiar ne-a informat în ultima ședință a Consiliului European, la ultima ședință a Consiliului European. Experții nu sunt convinși că testarea în masă va avea rezultate. De exemplu, dacă ne testăm acum și rezultatul este negativ, mâine putem lua boala. Mă rog, sunt. Experți, care experți? Că experți în România sunt Orban. Ce spune Orban și cu Ioan? Ei Mai sunt. susține Iohannis că Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă o testare în masă, dar cu siguranță așteptăm să vedem ce aduce această testare din Slovacia, Mă rog, zice. eu nu cred. Deci dacă suntem 10 oameni, da, la un loc și ne testăm, da? Nu cred că e tot una să testez 2 din 10 sau 8 din Bun, 10. acum dacă stăm să ne gândim și testul ăsta are o probabilitate de 70%, am înțeles? Deci practic nu este o probabilitate 90%, 70%. Bun, asta pe de o parte. Pe de altă parte, eu acum dacă am luat virusul astăzi, am luat virusul astăzi, de exemplu, da? Și mă testez peste o oră, nu apare la test. Dar mâine sau poimâine Cu apare la siguranță, test. cu Dar eu m-am siguranță. testat astăzi. Să spun, e relativ. Până când o să apară, bine, și cu testele astea, ok, până nu o să apară un vaccin Corect, eficient, așa e. ce Până nu o să să mai apară un ne vaccin testăm? eficient. Bun, și eu acum mă testez, sunt negativ, da? Sunt negativ, mâine deja se declanșează boala pe care eu am, dar nu se vede la test, da? Mâine mă duc iarăși și fac în conjurul comunității și dau la restul. Ce să mai... E o chestie, nu știu, e un virus deosebit de pervers, acest coronavirus. Pervers Nu și e periculos. atât de periculos cât e de pervers. S-a răspândit cu o repeziciune amețitoare în toată lumea. Foarte repede s-a răspândit. Da, este adevărat. Sigur, nu e ciumă, doamne ferește, nu e cancer, nu e asta, dar uitați că face victime și cum Din spuneam la păcate face începutul, victimă, așa e. cum Dacă spuneam la mai ai și începutul emisiunii, părerea mea este că mori cu COVID, cu coronavirus, nu mor de coronavirus.
dar este un factor care amplifică. Deci dacă ai alte afecțiuni. Da, ați văzut că majoritatea dintre cei decedați au și alte afecțiuni și se pare că mult mai repede se. Bun, ce informații ne dați la cal că sunteți deputat și tocmai v-ați întors din Parlament? Ce informații la cal? Cum se desfășoară? Ce strategie și-a făcut noua structură Pro-România Plus ALDE? Adică cum vedeți conducerea partidului? Cu ce suflu nou a venit ALDE? Cu ce Ieri idei? chiar am fost la partid, deci din punctul meu de vedere și nu numai lucrurile s-au așezat, sunt în regulă, tocmai pentru asta am făcut și acel mesaj pentru cei care nu știu că ALDE face parte acum din Pro-România. L-am întâlnit și pe președintele Tăriceanu, inclusiv pe președintele Ponta. Sigur că în această perioadă se lucrează la strategia de campanie care va începe vineri. O să primim, de fapt, cam în fiecare zi primim materiale, mesaje pe care trebuie să le transmitem în județe și în localități, în media și unde ne mai ducem în perioada campaniei, când ne întâlnim cu electoratul. Și la dumneavoastră în emisiune, dacă ne mai invitați, și Cu mare plăcere, sigur. în celelalte. Eu sunt convins că specialiștii care se ocupă de această campanie, și cu siguranță va fi o campanie curată, fără, Păi o chiar campanie, dacă. dar va fi o campanie grea, pentru că Da, o campanie grea din. dacă la alegerile locale era vorba de alegerile pentru comunități, pentru Nu, pentru alegerea primarilor care reprezintă comunitățile aici, sunt niște alegeri, zic eu, din punctul meu de vedere, mai importante. Este vorba de Da, legislativul este României, adevărat. Cu toate este că. vorba de prima putere în stat. Da, este adevărat. Cu toate că ați văzut, alegerile locale, mare lucru nu s-a întâmplat acolo. S-au schimbat din 3.600 de UAT-uri, vreo 200 de primari, sau mai bine, s-au schimbat între ei PSD-ul cu PNL-ul. Eu am mai spus-o și cred că era bine ca astăzi să se fi terminat și alegerile parlamentare. Cred că era bine dacă se țineau la sfârșitul lunii octombrie alegerile locale și la o săptămână, adică acum pe 1 noiembrie, să se fi ținut și alegerile locale. Cred că și situația sanitară astăzi era mult mai bună în România și cred că se cheltuiau și mai puțin bani. Cred că era suficient o campanie electorală de, eu știu, 2 săptămâni pentru locale și 3 săptămâni pentru alegerile parlamentare și cred că se trecea mai bine și peste criza sanitară și. Dar, mă rog, nu s-a vrut. Alegerile locale au fost în 27 septembrie, în 6 decembrie mai sunt 5 săptămâni, fără aceasta 4, da, vineri se intră în campanie electorală. Sperăm să trecem cu bine. Eu mereu mă duc la criza sanitară, că se pare că dacă astăzi avem 7.800 de cazuri, nu e exclus ca peste, Dar eu referitor știu. la criza sanitară, Claus Iohannis a declarat în această seară, în continuarea conferinței de presă de la Patru Cotroceni, că un viitor vaccin anticovid va fi prins în România abia în primăvară. Deci Nelu Tătaru afirma, cred, știu eu, acum Păi o săptămână, ei, că în decembrie vor da, începe vaccinarea. sfârșitul lui decembrie, începutul lui Așa, anul ăla, deci acum se că în contrazic. primăvară și doar pentru jumătate din populație în prima fază. Asta așa că mai avem de Deci așteptat. nu ne spuneți o noutate, pentru că ați văzut ei, Orban astăzi la ora 10 spune una, după masă iese Tătaru, spune altceva, seara Ioani spune altceva, așa că chiar nu, lumea tocmai de asta nu mai Asta are e un pic de încredere. aboreală, nu știu, deja Da, miroase a tocmai, aboreală. lumea nici nu mai are încredere în acest guvern, în acest executiv și eu sper să se gândească bine Nu, măcar să, pentru. măcar, nu știu, hai domnule, suntem bărbați, suntem ok, suntem. Trebuie să spunem Corect. lucrurile pe nume, domnule, vaccinul peste 2 ani, în 2 ani de Păi zile vă asta e că. ascundeți în peșteri, vă Asta. băgați.
Asta o spun și eu și o spune lumea, nu trebuie speriată, dar trebuie să le spui, să îi pregătești dinainte. Se adevărul, pregătești, da? Că atunci nu îi toți îi aburești exact mult, ce spuneți dumneavoastră. Mai mult să n-ați revolte dacă nu te ții de promisiune, nu? Normal, îmi spui una și de fapt mâine se întâmplă altceva. Deci lumea chiar trebuie pregătită, că de-aia e pandemie, nu la nivel mondial. Și nu, mă rog, asta e, dar... Nu înțeleg de ce atâta dimineața se spune una după masa alta, când lumea chiar trebuie să li se spună adevărul și să fie pregătiți de ceea ce va urma. Da. Bun. Deci revenind la fuziunea cu ALDE, la nivel local, cu v-ați unit cu ALDE și... Da, eu am vorbit cu nouul președinte doar la telefon, dar... Deci Amuruț, președintele ALDE, nu? Cum nu, nu mai este dânsul. Nu, zic, fostul președinte de ALDE, care era Mircea Molos, nu? Care era Mircea Molos, dar acum există un alt președinte, pentru că am înțeles că domnul președinte Molos și-a dimisionat, nu mai e președinte. A dimisionat și din ALDE sau cum? Da, a ieșit din ALDE? Eu așa știu. Da, păi, habar n-aveam. Ce se întâmplă cu președintele? Multe nici eu nu știu să vă spun, doar că am vorbit cu președintele care e interimar acum, un tânăr de la Călan, da, care e și consilier orășenesc acolo. Și mai multe a discutat colegul Emil Râșteiu. Eu știu că duminică la congresul ALDE va fi condus de domnul Cristi Coroescu, președintele. S-a supărat că nu s-a regăsit pe liste sau că listele nu astea sunt cu supărare, văd și la PSD listele au născut supărări și demisii, urmate și de demisii. Da. Chiar nu știu să vă spun, dar nu e o noutate. Probabil s-o fi supărat domnul președinte, nu știu, dar ceea ce s-a întâmplat la Hunedoara s-a întâmplat și în alte județe, la Dâmbovița, Ialomița, cred că în primele 3-5 județe unde se regăsesc pe listă doar membrii pro-România. Da, chiar... Da, bine, sigur, pro-România e un partid de 8% față de un partid de 2%, eu zic că proporția de 2 la 1 nu prea... Erau proporții de 4 la 1, cam aici. La nivel județean chiar am avut mai mult, că deci noi avem 4 consilieri județeni, ei nu au niciunul. Noi avem 60 de consilieri locali, ei au 20. Deci... Primar aveți 2, ei n-au niciunul? Da, ei nu au niciunul. Eu zic că nu cred că a fost un motiv de supărare în județul Hunedoara. Dar, mă rog, probabil că... Listele astea nasc tot felul de probleme. Eu am fost în vremea respectivă la București, dar nici nu s-a pus această problemă. Nu știu la ei la alte. Eu vorbesc de acum 10 zile ce era în sediul Pro-România. Bun, deci în cadrul ședinței de la anul va fi și ședința de unificare cu ALDE sau la nivel local se va întâmpla mai repede unificare? Deci la nivel local se va întâmpla, nu, la nivel local se va întâmpla acum, duminică, v-am spus. Duminică. Duminică 8 noiembrie. Duminică 8 noiembrie, dar în același timp se va întâmpla și la București, la aceeași oră. Deci de la ora 11 avem separat ALDE, separat Pro-România și de la ora 12 avem împreună cele două partide pentru unificare, atât la nivel național cât și la centru. Da. Deci duminică 8 noiembrie, da. Da, acum cred că toată lumea speră din cele două partide, toată suflarea din cele două partide speră ca să știu dacă măcar nu se adună procentele nu pot să le adumi aritmetică. Așa 8 plus 2 se dea 10. Acum măcar să nu fie mai puțin. Păi, noi sperăm să nu fie mai puțin și oricum ALDE la nivel, chiar dacă
în ultima perioadă a avut rezultate mai slabe, începând cu europarlamentare, da, când da, un la mustață, ciudat, ei se așteptau atunci la 3-4 așa. S-a erodat mai rău ca PSD-ul, nu știu. Probabil li se trage și de la acea guvernare cu Liviu Dragnea. Liviu Dragnea? Și dar nu știu de la ce li se trage, dar și faptul că au stat și un pic în opoziție față de PSD, la un moment dat s-au supărat, au da, plecat eu din sper, guvern. Eu sper ca ei să, simpatizanții ALDE să-și întoarcă, ca să zic așa, fața către ei, către noua fuziune care s-a făcut între ALDE și Pro-România și chiar la alegerile parlamentare să avem un scor bun. Și eu sunt convins că vom avea un scor bun, pentru că suntem singurul partid care am făcut o poziție la guvernul Orban, suntem singurul partid care luăm cu adevărat măsuri pentru români și pentru România. În afară de blaturi între PSD și PNL și ceartă prin Parlament de ochii lumii, chiar nu s-a întâmplat nimic deosebit în aceste 8-9 luni de zile. Știți bine că guvernele, toate PNL au fost votate cu ajutorul PSD-ului, așa că... Klaus Iohannis ne mai dă o veste proastă, zice că școlile vor rămâne închise. Acum nici eu nu știu ce să spun. Nu, asta chiar mi se pare o prostie. Vestul Europei sunt deschise. Toate școlile sunt deschise. Aseară, chiar după nenorocirea care s-a întâmplat, că de astăzi au fost luate măsuri și în Austria, da? După acel atentat de la Viena, premierul austriac spunea că nu se ating de școli și că școlile vor fi deschise fizic. Să iau măsuri acolo în școli, nu știu cum o să-i pună în bănzi sau ce o să facă cu ei. Peste tot școlile în Europa sunt deschise, mai puțin în România. Și culmea că în Europa de vest chiar sunt condiții să se facă școală online. La noi, din păcate, am văzut acum o statistică din 15 septembrie până la 20 octombrie, în jur de 40.000 de copii n-au fost 5 minute la școală. Sunt o gloază de comunități în care nu merge internetul sub nicio formă, da? Acele tablete pe care le tot promitea ministra n-au ajuns nici în zi de astăzi. Deci eu stau la țară și văd și vorbesc cu cei care... Ce la sălașul de sus, cum se organizează școala? Se descurcă foarte greu, foarte greu se descurcă. Se descurcă în învățătoarele. Noi acolo avem 1-4. Spre bucuria mea, chiar avem chiar tot ce ne trebuie, dar nu de acum, de ani de zile, da? Dar totuși e este una... Este școală că... online acolo sau este școală... Nu, e școală față în față, da. S-au luat măsuri câți, așa fel. Câți copii mai aveți? Nu sunt, așa? Undeva în jurul la 70, cred că. Mai sunt în toată comuna. Clasele 1-4. 1-4, plus grădiniță. Plus grădiniță. Dar pe lângă centrul de comună mai sunt în vreo 3 sate, unde sunt 10-12. Se descurcă mai greu, dar e altceva față de alte localități unde, cum v-am spus, nu există nici internet și nu pot să... Normal, dacă astea sunt măsurile, nu merg nici fizic. Mi se pare o prostie. Nu știu ce se va întâmpla cu această generație de copii. De sacrificiu, altă generație de sacrificiu. Da, altă generație de sacrificiu. Nu știu, și într-o țară de sacrificiu, cu generații de sacrificiu și cu tot în continuu totul e de sacrificiu în țara asta. Bun, acum vineri începe campania electorală pentru alegerile generale, pentru alegerile parlamentare. Listele le aveți deja făcute, deja asta, da, sunteți pe deja primul loc sunt la, depuse de sunteți pe primul loc la Camera Deputaților, da, urmează pe noastră președinte, copreședintele sau da, Emil Râșteiu. Emil Râșteiu la Senat. La Senat e Dacian Ciodaru, cel care a candidat și pentru președinția Consiliului Județean, unde, după cum știți, chiar a făcut o surpriză plăcută. Deci avem oameni
zic eu, cu experiență, așa, cu experiență în domeniul dumneavoastră administrativ. Dumneavoastră sunteți 99% ca și reales, restul de colegii, ce puteți să spuneți? Ce șanse credeți că, sau ce, noi, target, ce target v-ați fixat? Noi o să ne batem să câștigăm prin redistribuire și al doilea loc la Camera Deputaților și un loc la Senat. Pentru asta e targetul tot nostru. Tot prin redistribuire și la Senat, probabil. Tot prin redistribuire, pentru că la Senat lucrurile trebuie mai multe, complicate. Da, sunt mai complicate și trebuie mai multe voturi. Dar asta este targetul nostru, un senator și doi deputați pe județul Nedoara din partea Partidului Pro România. Și cred că suntem în stare să realizăm acest lucru. O să fie lupta mai grea, mai complicată și mai grea față de cea de la... La astea locale lucrurile erau simple. Cine e ăla, cine e ăla, cât e ăla, cât e ăla. Nici la locale nu ni s-a dat. Când spuneam că o să scoatem 4-5 consilieri județeni, dacă scoateți unul, maxim 2. Deci, eu sper. Sper și o să facem tot ce ne stă în puteri ca să ne... atingem targetul pe care ni le-am propus. Da. Bun, deci vineri începe campania electorală, începe cu data de 6. 6, da. De asta am și confundat 6 cu 8, că în 6 începe campania. Se termină data de 4 decembrie. Da, o să fie 4 săptămâni pline de campanie, din păcate, datorită pandemiei, mai mult așa, da, situației sanitare, campanie. Oamenii fără așteaptă totuși să... Fără adunări, întâlniri, fără... Oamenii abia apucă să se întâlnească cu cei care îi candidează, pentru că au destule să le transmită candidaților. Dar, din păcate, nu se poate, o să vedem în online ce putem să facem, televiziuni, presa scrisă, și unde mai putem să mai ieșim pe stradă? Mai subțire pe stradă. Da, că vedeți, se pare că uite ce spune, unde vor trece cazurile de 1,5 la 1000 de locuitori, este va fi obligatoriu, dacă nu care cumva și este, va fi obligatoriu purtarea măștii. Păi de unde măști? Că noi am făcut o lege încă din aprilie, ca autoritățile locale să dea distribuie. Măști, să distribuie măști populației. Nici în zi de astăzi nu s-a întâmplat. Dacă nu sunt funduri, dacă guvernul a dat pe spatele autorităților locale întreaga pandemie, autoritățile locale a trebuit să plătească spitale, să plătească tot felul. De asta vă spun, chiar nu știu ce s-a întâmplat cu atâția bani împrumutați, pentru că trebuia să asigure guvernul aceste măști. Eu tot vorbeam de mediul rural. Eu îi văd pe... Nu, se face mereu reclamă, da, guvernul României, că să porți masca 2-3 ore sau cât zic e acolo, să o învelezi, să o pui frumos la coș. Păi dacă vă spun ce se întâmplă la țară, îi văd eu că vin de pe câmpuri, au o mască în buzunar, vai mama ei. Și o pune când intră la magazinul să test ca să nu... Despre ce vorbim? Cred că mulți mai rău se îmbolnăvesc din urma măștilor pe care le... Bun, mai avem un minut. Oamenii chiar nu au. Nu mai au. Avem un minut de emisie și cu siguranță ne vom mai reîntâlni în această campanie de mai multe ori. Până atunci, un cuvânt de încheiere, dacă aveți, domnule deputat. Sigur că da. După cum v-am spus, suntem singurul partid care... Încercăm să luăm măsuri bune pentru români și pentru România și oamenii să se gândească foarte bine în 6 decembrie cu cine votează, cu toate că mai avem timp de a spune acest lucru, dar să nu se sperie și să vină la vot și sper să trecem cu bine peste toate necazurile. Mulțumesc pentru participare. Eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea în această seară. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.